numeroasă, au trei fete minunate. Radu Sârbu, alături de frumoasa lui soție, sunt împreună de mai bine de 20 de ani. Domnule, cum au găsit ei cheia fericirii și a relației astea lungi, numai eu o știu. Cert este că le spunem bună seara! Bună seara, dragilor! Bună seara! Ne-am potrivit cu trei fete, mai trebuie să facem una. Păi eu știam că vă mai doriți una și atunci am zis să vin așa, un pic în avans. Avem două fete și un băiat. Da. Trei copii minunați. Adică, stai un pic, cu Ana. Păi, da, așa, mai salvat. Da. La mulți ani, în primul rând. La mulți ani. La mulți ani și vouă și spectatorilor. În studio, nu? Vă găsim? Da, acum suntem în studio, abia am finalizat ziua de lucru și ne pregătim să mergem la gașca noastră. Cum au fost sărbătorile pentru voi? Cum ați petrecut finalul de an? Un an destul de zbuciumat, așa, din toate punctele de vedere. Greuț chiar. Da, a fost mai diferit, să zic așa, pentru unii mai greu, pentru unii mai ușor, dar în esență, pentru noi, cel puțin, a fost destul de bun, pentru că am avut inspirație și am creat multă muzică. Să știi că acum făceam, iartă-mă, dar vreau să spun că am făcut-o un fel de retrospectivă anului și ne-am dat seama că pentru noi a fost un an foarte bun. Pentru că este un an în care am avut timp să stăm cu familia și să muncim, chiar dacă am făcut-o uneori de acasă, dar am compus extrem de mult. Și uite, așa cum spuneai, a fost un an în care ați putut să stați cu familia, dar exact. Din câte știu, nu v-ați văzut părinții, n-ați putut merge de aproape un an de zile de când a început această pandemie, n-ai putut să mergi la Chișinău, nu? Să mergeți să vedeți familia. Așa este, eu nu mi-am văzut părinții aproape de un an și în martie se face un an. Da, n-am fost de mai mult timp. Nu cred că fix un an se face acum. Bine, acolo mai avem părinții și fratele lui Radu, din partea mea deja sunt aici. Dar, da, ne-ar fi plăcut să mergem sau să vină măcar de sărbători, așa se întâmpla an de an. Dar, din păcate, eu sper că totuși în curând o să revenim la normal. Bănuiesc că a fost destul de greu, așa cum ai spus și tu mai devreme, mai ales în perioada sărbătorilor, când cu siguranță ar fi vrut să-și strângă nepoții în brațe, să fiți cu toți așa la o masă mare. Tot așa, să știi, pe online. Da, online, din păcate, că altfel nu știu ce ne-am făcut. Ieri a fost ziua mamei soacră, că eu nu-i zic soacră, îi zic mami. La mulți ani, mama. A fost ziua mamei tale, Radu, nu? Da, ieri. La mulți ani, să străiască. Da, să ne trăiască, mulțumim și am cântat la mulți ani exact prin aceeași metodă și s-a bucurat de noi. E adevărul că suntem mulți și când nici nu măcar nu intrăm în perestruica aia, în jumulețul ăla de la Skype. Dar am cântat așa, s-a bucurat, nu avem alte variante și soluții pentru moment. Deci înțeleg că ai o relație bună cu soacra. Da, la mine soacra nu e poamă acră. Ia uite-l pe Radu cum arăs. E poamă dulce. E poamă dulce. Mama este o femeie senzațională. Drept urmare se vede după copilul pe care l-a crescut. Cei doi copii. Ce frumos. Bravo. Am roșit. Mai rar așa aprecieri de la onoră. Mami, mă vede mami, gata. Ce frumos! Așa, nu, e într-adevăr, îmi doresc și eu să cresc un băiat așa cum m-a crescut mama, nu știu, adică e complicat să crești un băiat cu mult bun simț. Mai zi. Hai, las. Foarte frumos. voi sunteți... Așa nu-mi zice, știi, numai la TV îmi zice. Sunteți împreună de atât de mult timp, dar ne bucurăm de fiecare dată, vă vedem parcă mai îndrăgostiți, parcă vă iubiți așa ca în prima zi, ceea ce mi se pare minunat și destul de rar de întâlnit în cuplurile din showbiz. Nu știu dacă e rar. Nu știu dacă e rar, dar... Cred că e suficient dragoste și iubire în jur, dar noi suntem ok, adică ne certăm, ne împăcăm, e ok, trecem, mergem înainte, creștem piticii și ne vedem de treabă. Pe lângă iubire, avem și momente, adică pentru a avea o iubire, cred că trebuie să muncești la ea, să... Trebuie să o întreții. Da, nu e doar iubire, mai există și un pic de ciondănel. Despre momentele astea tensionate, dar și despre alte picanterii din viața voastră de cuplu, vreau să ne povestiți, însă după o scurtă pauză ne întoarcem alături de voi.